Există această informație dată de Washington Post că un al doilea portavion ar urma să ajungă în largul Mării Mediterane, să meargă în apropiere de Israel. Dar aș vrea să vorbim despre Gerald Ford, care deja este acolo. Imediat o să vedem și reacția furioasă a președintelui Turciei. Ce face acest portavion? Și o să-l vedem în aceste imagini. Deci această navă minunată nu este singură, nu acționează singură niciodată. Ea este înconjurată de alte nave, pentru că portavionul este o armă eminamente de atac. Edept că mijloacele de pe portavion, avioanele la care facem referire, pot să atace și de asemenea să apere și nava. Dar este înconjurată de alte nave purtătoare de rachete, specializate în apărarea antiaeriană, astfel încât sunt vreo 7-8 nave, inclusiv nave de aprovizionare. Un portavion are vreo 5.000 de oameni, consumă foarte mult și toate cele nave trebuie să-l apere și să-l aprovizioneze. Dar deci el trebuie să fie apărat împotriva amenințărilor din aer, de la suprafața apei și submarine. Și toate acele nave realizează această apărare. Un asemenea portavion are o capacitate, în ceea ce privește numărul de aeronave, de 75 la 90 de aeronave, de diferite tipuri, nu doar avioane de vânătoare și vânătoare bombardament, de asemenea avioane de supraveghere radioelectronică, avioane de supraveghere maritimă și de luptă împotriva submarinelor, și de asemenea avioane de bombardament și de transport, și elicoptere. Deci toate aceste avioane sunt la bordul acestui portavion, care este nuclear. Asta înseamnă că, practic, odată ce a fost alimentat, nu mai este nevoie de realimentare din punctul de vedere al combustibilului. Singura chestiune care trebuie împrospătată fiind hrana pentru oameni și combustibilul pentru aeronave. Când decid Statele Unite ale Americii să trimită, iată, deja primul portavion, se vorbește despre al doilea, atunci când vorbim despre un conflict? Pentru că atunci când am vorbit și vorbim în continuare despre conflictul din Ucraina, nu a venit niciun portavion în sprijinul Ucrainei. Aici e important, când ia decizia sau când iau decizia Statele Unite? Doctrina maritimă spune că un portavion, forța maritimă este o amenințare, este un mesaj în sine. Atunci când trimiți o navă undeva, ai un mesaj în sine. Chiar dacă acolo nu este o zonă de tensiune, dar este sigur o zonă de interes. Este evident că în ceea ce privește acțiunea americană aici, în zona respectivă, este mai mult decât o zonă de interes. Este un element foarte clar în care se demonstrează puterea faptelor că America sprijină eforturile de apărare ale Israelului și, de asemenea, spune tuturor celor care ar fi interesați să intervină în acest conflict: nu faceți așa ceva, suntem foarte hotărâți să acționăm în sprijinul aliatului nostru, Israelul. Acest portavion, am uitat să spun, este lansat în 2017, este primul din clasa lui, urmează ca toate portavioanele care sunt acum să fie înlocuite de portavioane asemănătoare, pentru că celelalte 10 portavioane, în total America are 11, sunt din clasa Nimitz, care a intrat în funcțiune, care au fost execută misiuni în sprijinul Marinei Americane de 1977. Deci, ușor, ușor, ăsta este viitorul portavion. Am văzut imagini care au fost publicate de Ministerul Apărării din Israel. Deja au fost trimise arme de către Statele Unite ale Americii în Israel și o să vedem și aceste imagini în Pentru full screen. S-a văzut că nu e vorba doar de armată, dar este nevoie ca și chibuturile să fie apărate. Acum, eu nu sunt specialist în ceea ce acele se întâmplă acolo. Acele localități mici de oameni extraordinari, de întreprinzători harnici, pașnici, care muncesc pentru a-și construi viață frumoasă acolo. Și ce s-a întâmplat în anumite chibuțuri unde Acestea sute de locuitori au fost uciși, da? Copii au fost decapitați, pur și simplu trebuia luată o măsură și probabil că asta este prima măsură până când industria israeliană va putea să producă îndeajuns de multe arme astfel încât să realizeze nivelul de armament necesar apărării. Sunt și aceste arme americane care sunt binevenite. Și de asemenea multă muniție, asta vreau să mai spun, pentru că consumul în acest moment de muniție, în special în ceea ce privește rachetele Tamir, rachetele care sunt utilizate de Iron Dome, este unul enorm și această muniție trebuie să existe. Donald Trump, domnule general, vorbește despre riscul să intrăm în al treilea război mondial. A făcut o declarație similară și în privința conflictului din Ucraina. Aici avem harta Orientului Mijlociu și întrebarea este: ce fac aceste stat? Toată lumea, de exemplu, se uită spre Iran și e normal și bine face să facă acest lucru. Arabia Saudită, ce face Arabia Saudită? Ce face Qatarul, de exemplu? În Israel știm foarte bine că sunt atacuri din nord. Libanul, acolo, Hezbollahul a trimis câteva rachete și se intervine. Ce face Egiptul? Iranul nu este doar aici. Iranul este și aici, da? Cu Hezbollah. Așa? O fi bine? Da? Și de asemenea este și în fâșia Gaza. Avem aici de asemenea elemente care țin de Iran, care sunt subvenționate de acest stat. Deci Iranul, brațele Iranului sunt și în cele două zone. De asemenea există
Iranul și Irakul, în pofida războiului de 8-9 ani de zile care a avut loc primul război din Golf între 80 și 89, acum, datorită faptului că minoritatea șiită, majoritatea șiită, mă iertați, nu mai este minoritate în ceea ce privește puterea politică, deja vedem o înțelegere între cele două țări și o alinierea a politicilor lor. Marele semn de întrebare cu adevărat este Arabia Saudită, care pe de o parte a fost dezamăgită, e o situație complexă. În momentul în care, sub președinția președintelui Obama, America a dat semne că se pleacă, vrea să plece din zonă, astfel încât să se concentreze mai ales pe zona Orientului îndepărtat, având în vedere relația cu China și evoluțiile acestei relații, Arabia Saudită a văzut ce s-a întâmplat în Egipt, în condițiile în care președintele Hosni Mubarak nu a fost sprijinit de către americani. Și atunci a zis, ce facem noi? Și a zis, americanii, probabil că își spune, s-a spus atunci, poate și acum, sau are semne de întrebare, nu mai sunt așa de reliable, așa de încrederea noastră în ei nu mai poate să fie la nivelul care a fost. Și de aici avem aceste discuții cu Iranul, pe de o parte, dar pe de altă parte și discuții cu Israelul. Și acum Arabia Saudită joacă la cele două mese și va face în viitor ceea ce crede că este important pentru ea și foarte important, vor fi garanțiile de securitate și de altă natură pe care Statele Unite le vor oferi Arabiei Saudite.